Hai, fă Snapchat-ul ăla, Snap-ul, ia-l-o, Snap. De aici? Julia, ai venit cu sacul? Cu sacul lui Moș Crăciun. Deci, pot să vă explic, Julia a fost ieri la Andrei, în emisiune, live pe bune, pe canalul nostru de Facebook. Și era să-mi rup mâna în momentul în care am cântărit geanta. Hai, încearcă să o ridici cu o mână. Te provoc. Eu pot, că eu car doi copii deodată. Deci cred că are doi copii aici. Pregătită? Da, cum să nu. E și Micael pe zonă? Nu, nu e nici Micael. Antonia? Antonia, nu, nu, ei sunt acasă. E ok, suntem în siguranță. Nu. Hai, bagă mare. Hai. Deci ce cară Julian Gentuță? Laptopul de concert. Așa. Încărcături de aia. Am și un iPad pe care este un ăsta. Mixerul nostru. Deci ai telefon, iPad. Am toate gadgeturile posibile. Vinzi cumva? Nu, la port bagaj, da, mai târziu. Port fardul. Ai o chestie senzațională în acest port fard? Nu, n-am nimic. Nu, na, chiar n-am ciupa nimic. Care îți place? Nu, nu-mi place nimic, este groaznic, e oribil. Adică ce îl porți așa? Doar să fie geanta mai grea. Hai, dă și mie unul. Nu am, îmi pare. Am o agendă. Ce scrii în agenda? Programul pe ziua de astăzi, de exemplu. Și cum sună programul pe ziua de astăzi? Sticăre, e ok, nu-i problemă. Cred că mi-a și desenat la un moment. Ia uite, uite ce am. Ia uite, e full programul Juliei pe astăzi. Scriu pe agenda articolele pentru site. Site? Da, pentru myjulia.ro. Scrii pe el? Da. Portofelul? Ce ai în portofel? Carduri. Isuse! Adică doar portofelul, uite cât cântărește, ca să înțelegi de ce e geanta atât de grea. E pe bune. Așa, mai avem, pe așa. Avem o cremă de mâini. Cremuță. O napolitană. Vrei o napolitană? Da. Din asta mică, oh my god, o ador, este yum. Așa, o pudră, ne interesează. Niște ulei pentru cuticule, vrei? O, așa avea nevoie. Este un ulei special, poți să-l folosești pe post de balsam de buze. Pe bune? Da. Adică te dai și pe cuticule și pe buze. Da. Te provoc cu acest minunat care? Ce care dintre asta? Ele? Ce fixativ. Fă-mi și mie cu afiura. Pe bune? Da. Și tu așa te... Cum trebuie să stau? Bună, sunt Julia. Ascultă noul meu hit la Radio 21. Ochii tăi.